să se determine numărul soluțiilor reale și intervalele în care se află ele pentru ecuația. Și avem ecuația x la 4 plus 4 pe 3x la 3 minus 4x pătrat minus 1 egal cu 0. Voi nota f de x asta și voi aplica șirul lui rol. Și anume, fac f derivat, care înseamnă 4x la 3, 4 pe 3 ori 3x pătrat, se duce 3 cu 3, da? Că vine 4 pe 3 ori 3x pătrat, da? Și îți rămâne plus 4x pătrat, da? Minus 8x. Și atât, ăsta e 0. Egalez cu 0 derivata, hai să vedem ce îmi dă 4x pe lângă x pătrat plus x minus 2 egal cu 0. Avem odată o rădăcină x1 egal cu 0 și o mai avem pe asta, da? Hai să facem ecuația asta, ce rădăcină are? x2, 3 egal cu minus 1 plus sau minus. Radical din 1 plus 8, radical din 9 e 3 pe 2. Deci am 2 pe 2, 1, minus 4 pe 2, minus 2. Deci astea sunt rădăcinile derivate noastre. Ăsta x2, ăsta x3, da? Facem tabelul de variație pentru funcție xf derivat f de la minus la plus infinit și pătrântim rădăcinile derivate. Minus 2, 0 și 1, da? Hai să vedem semnul derivate. Păi, semnul facem pe bucăți, anume uitați ce se întâmplă. Polinomul ăsta de gradul 2 între rădăcini, adică între minus 2 și 1, are semn contrar, lua este negativ, în afară e pozitiv, da? Pe de altă parte, x-ul meu mai mic ca 0 e negativ, pozitiv. Și atunci zicem, între minus infinit și minus 2, minus cu minus face plus. Între minus 2 și 0, aici minus cu minus, minus cu plus făcea minus, scuze, făcea minus. Aici, așa, da? Că era minus pe plus. Minus cu minus face plus, pormă sunt pe partea pozitivă, pozitiv cu minus, minus, pozitiv cu pozitiv, pozitiv. Deci funcția scade, crește, scade, crește, da? Cât face f la aceste puncte evidențiate? F la minus infinit, știți că limita unui polinom la infinit e dată de termenul dominant. Minus infinit la a patra este plus infinit, da? La fel în partea alta, f de infinit este infinit la a patra, este din nou plus infinit. F de minus 2, ia, vine 16, minus 8 ori 4, 32 pe 3, minus 4 ori 4, minus 16, minus 1. Ăștia se duc, deci dă minus 35 pe 3, da? Ceva negativ oricum. La plus, la 0, f de 0 este 0, 0, 0, este minus 1, da? Minus 1. La 1, f de 1 înseamnă suma ăstora, 1 plus 4 pe 3 minus 4 minus 1, 1 și cu 1 se reduc, cât face? 4 minus 12 minus 8 pe 3, minus 8 pe 3. Și acum încep și mă uit, ia uitați. Deci, funcția mea scade de la infinit la minus 35, deci de la plus scade la minus, deci am o primă rădăcină, o să o mai localizăm noi, dacă este între minus infinit și minus 2. După aceea urcă de la negativ tot la negativ, deci nu mai am rădăcină, coboară de la negativ la, iar la negativ și urcă de la negativ iarăși la pozitiv. Deci voi mai avea încă o rădăcină, unde? Între 1 și infinit. Și acum să văd dacă le găsesc în grilă, dacă în A, uite, gata, minus infinit, minus 2 și 1 infinit. Gata, la A. Am zis că vrea localizare mai bună. Că dacă vreați localizare, știți cum? O mai calculați la minus 3, la minus 4, până dădeați de ceva pozitiv, da? Dar nouă ni le-a dat deja asta și la fel și la 1 aici, la 2, la 3, până dădeam de ceva pozitiv și unde aveam variație de la minus la plus era un interval, da? La mine, a mic deja. Deci.